Sezonul gripei ar putea debuta anul acesta mai devreme din cauza fluctuațiilor mari de temperatură. Din acest motiv, medicii trag un semnal de alarmă și ne îndeamnă să ne vaccinăm. Serurile au ajuns deja în farmacii, iar în majoritatea cazurilor, vaccinul este decontat. Mai mult, cei mici pot scăpa de înțepături, iar pentru vârstnici există pe piață un vaccin cu o doză crescută de ser antigripal. Rețetele pentru vaccinul antigripal sunt eliberate de medicii de familie. Sunt categorii de persoane care îl primesc gratuit, iar ceilalți îl pot cumpăra din farmacie cu aproximativ 70 de lei. Deja oamenii și-au făcut o tradiție în a se vaccina și avem categoriile care beneficiază de gratuitate. Aici ne referim la copiii sub 19 ani, ne referim la persoanele peste 65 de ani. De la 45 la 65 de ani intră pe compensat 50%, iar categoria de mijloc, adultul tânăr, dacă are anumite afecțiuni, din nou intră pe gratuitate. Părinții pot scăpa pe cei mici de înțepături. Pentru cei între 2 și 18 ani se poate administra serul intranazal. Mai mult, cei peste 65 de ani pot opta pentru un vaccin cu o doză crescută. În farmacie, serviciul de vaccinare se achită, este contra cost, pentru că până în momentul de față Ministerul Sănătății nu a inclus acest serviciu farmaceutic în lista de servicii plătite, așa cum se întâmplă la medici. Deja de 2 săptămâni am început să distribuim rețetele și oamenii deja au venit să-și facă 10-15 oameni, ceea ce un câștig pentru luna septembrie. Există un mit în rândul populației care e bine ca să-l dezmințim, în sensul că nu e bine să faci vaccinul prea devreme, că nu te ține până în primăvară. Vaccinul, după studiile internaționale, se face o dată pe an și el ține 12 luni. Anul trecut, în sezonul gripal 2022-2023, aproximativ 1,5 milioane de români au fost vaccinați împotriva gripei. O să vă vaccinați împotriva gripei în acest an? Da, bineînțeles, pentru că simptomele sunt mai ușoare chiar dacă treci prin gripă. Și ținând cont că lucrez și cu publicul, atunci clar că decât să îmbolnăvești pe alții, mai bine îmi fac vaccinul. Și o să îi fac și fiicei mele. O să mă vaccinez așa cum am vaccinat în fiecare an de 90 de ani. Medicii estimează că vârful infecțiilor respiratorii va fi atins în lunile ianuarie și februarie.